Bună ziua! Astăzi, Direcția Națională Anticorupție a comunicat public că primul ministru Victor Ponta este învinuit de fapte penale. După părerea mea, este o situație imposibilă pentru România ca primul ministru să fie învinuit de fapte penale. Pe de altă parte, pentru România, cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla acum este o criză politică. Având în vedere toate acestea, solicit demisia primului ministru Victor Ponta. Aceste considerațiuni și solicitarea de demisie le-am comunicat primului ministru într-o discuție pe care am avut-o acum câteva minute. Vă mulțumesc!